stă la baza multor decizii ale oamenilor, care stă la baza educației omului, care stă la baza, dacă vreți, a educației unei societăți întregi și a istoriei unei societăți întregi. Este respectul. Ce este respectul? Haideți să vedem, haideți să definim un pic acest termen și iată ce ne dă din dicționarul online la acest capitol. Deci, citesc. Atitudine sau sentiment de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau ceva. Deferență, venerație. Am putea să vedem și sursele internaționale ce ne dau. Deci în engleză. A feeling of admiring someone or something that is good, valuable, important. A doua, a feeling of understanding that something or something is important, serious and should be treated in appropriate way. A particular way of thinking about or looking or at something. Deci ce este până la urmă acest cuvânt? Ce este acest sentiment de respect? Intuitiv, fiecare de noi îl cunoaștem. Intuitiv, noi oamenii știm de unde și cum apare acesta. Deci, de mici copii ne uitam la părinți și apărea acest respect. Ne uitam la cineva mai mare care făcea ceva deosebit și apărea respectul. Când am crescut un pic mai mare, printre semenii noștri am început să vedem pe cineva care face ceva deosebit și a căpătat respectul. Din cărțile de istorie, din cărțile de romane, de povești, se definea acest sentiment. Îl simțeam, nu știu cum, în interior, pe care poate atunci nu puteam să le explicăm, nu știam ce înseamnă și de unde provine, dar era acest sentiment de respect. Și respectul este o bază pe care se plătesc și multe alte lucruri și multe alte deci, activități, atitudini ale omului. Deci este foarte important acum să ne oprim un pic la acest element, la acest cuvânt deosebit care ar trebui să fie în viața fiecăruia din noi. Și haideți să vedem de unde totuși provine și cum se explică acest lucru. Deci, de obicei, respectul, v-am spus, și la copii, începe cu față de cineva, față de care este un sentiment deosebit. Deci, procedează altfel, este mai mare, este un pic mai înțelept, știe să facă ceva altfel. Deci, un pic iese din, așa spun, din marea de semeni, deci de copii, de tot, cum sunt toți, deci este deosebit părinții, preotul, învățătorul, cineva care, prin ceea ce face, prin acel sentiment pe care îl cultivă la copii, trezește acest respect. Respect care vine din interior, care vine din sufletul omului și este dat pentru ca omul să înțeleagă că acest om este ceva deosebit. Dacă stăm să ne uităm un pic la exemplele istorice, observăm atât la noi cât și în cultura mondială, în istoria mondială, observăm exemple demne de respect care și-au câștigat respectul în viața lor, în viața lor pe pământ și apoi chiar și după moartea lor, noi îi cunoaștem ca oameni care au făcut ceva deosebit, oameni care au ieșit un pic din mulțime. Cel mai elocvent, cel mai cunoscut exemplu în lumea noastră, în partea noastră, deci unde trăim, este Iisus Hristos, care și-a căpătat respectul pe timpul vieții, prin ceea ce făcea, prin ceea ce cuvântul care venea să îl dea oamenilor. Nu o să mă opresc la unul la acest moment acum foarte mult. Mă voi opri la următoarele mele discuții, pentru că este o temă foarte largă. Aș vrea acum să ne oprim și la anumite personalități istorice. Haideți să ne uităm. Jeanne d'Arc. Prin ce și-a căpătat respectul acest om? Atunci când trăia într-o țară, într-o Franță practic distrusă, unde niciun sentiment de patriotism practic nu mai era valabil, nu mai puteai să faci nimic în țara aceea. Englezii erau peste tot. Țara rădășită de război, războiul de 100 de ani, acel care la momentul când s-a ridicat Jeanne d'Arc, când a apărut pe lume și când a început să înțeleagă că ceva nu e bine, deja țara sa era practic, așa spun, pierdută. Deci nu mai era ce să faci. În mod normal, deci erau oameni și atunci, trăiau și în Franța, în Anglia, în Europa, peste tot. Deci care ar fi fost ideea? Că să nu facă nimeni nimic dacă vrei să trăiești, deci stai acolo și ascultă, respectă ceea ce spun englezii. Deci deoarece ei au cucerit țara, așa era timpul, deci trebuia să te supui. Și iată că
se găsește cineva, se găsește o persoană, o fată tânără, care ceva înțelege că nu este bine și nu doar înțelege acest fapt, ci își inhibă acest sentiment. Și se gândește să acționeze. Și imediat după aceasta vine și succesul după succes. Apare și respectul oamenilor, respectul celor din jur față de acest om, care, fiind om ca toți, fiind ieșind din aceeași masă de oameni, a hotărât să facă ceva altfel. A hotărât să procedeze altfel, a hotărât să nu se mai supună unui lucru care îl considera nedrept. Unui lucru care era împotriva firii lor, împotriva firii omenești, ca ei să rabă atunci. Deci că, în final, ce are să se termine? Cel mai probabil, statul Franța sau avea să fie mult altfel, sau poate nu avea să fie deloc, dacă nu avea să vină la momentul oportun acest om deosebit, față de care avem un respect deosebit și l-au și francezii, și nu numai francezii, l-au acest respect față de omul care a ieșit din mulțime. Deci, iată un pic de definire, dar poate acesta nu ne definește până la urmă ce înseamnă și de unde provine acest sentiment de respect. Haideți să ne uităm și la exemplele noastre din istorie, pentru că avem o mulțime de exemple cum oamenii noștri și-au căpătat respectul, și-au căpătat acel sentiment de admirație față de ei din partea semenilor, din partea conaționalilor și din partea altor oameni din alte țări. Deci, unul din exemplele cele mai elocvente este Ștefan cel Mare și Sfânt, un domnitor care a venit într-o țară, într-o țară care era atunci răvășită iarăși de conflicte interne, de sărăcie, de foarte multe alte probleme care cred că erau și atunci, erau acute. Și în mod normal, când ce ar fi făcut mulți alți oameni și ceea ce fac și oamenii din ziua de astăzi, ei se stăruie să se adapteze. Ei se stăruie, da, dacă așa sunt timpurile, dacă vine Imperiul Otoman, nici o forță mare, o forță puternică la momentul acela. Și impune anumite reguli. Impune să respectăm anume acel cuvânt, acele legi pe care ei le impuneau tuturor. Deci să le palătească haraciul, să fie o țară sub suzeranitate sau chiar sub ocupația Imperiului Turc, să devină un pașalâc. Iată că se găsește un domnitor care, având un oarecare curaj, având un oarecare sentiment și o oarecare stimă internă în față de sine, în primul rând, față de oamenii pe care îi conduce, a hotărât că nu mai merge așa și s-a ridicat. Care erau șansele lui la inițial? Erau foarte mici. Deci din istorie, puțină istorie pe care noi o cunoaștem, pe care am avut ocazia să o citim la școală, care este un fleac față de istoria mare, istoria acelor timpuri care era, vedem că la fiecare război care l-a avut Ștefan cel Mare cu turcii și nu doar cu turcii, era de cele mai multe ori, în cea mai mare parte de ori, era numeric inferior față de armatele cotropitoare, față de armatele turce. Și sunt sigur că erau și, din punct de vedere al dotării militare, al armelor pe care le utilizau, erau inferiori. Dar totuși, având acest sentiment, având acest simț de respect față de un domnitor, față de un om care s-a ridicat împotriva unei forțe mari, deci oamenii ei știau că ei se duc la moarte. Practic ei înțelegeau că dacă vine, spre exemplu, vine dușmanul, cotropitorul, turcul, tătarul sau nu contează, deci ei ia țara, cel mai probabil ei vor fi nimiciți, cel mai probabil ei vor muri sau vor trebui să fugă în păduri, să se ascundă. Dar ei au hotărât că nu. Și uitați-vă că acest sentiment de respect care îl trezește un om într-o țară, într-o masă de oameni, el se propagă. Se propagă la fiecare din cei care participă la în această comunitate. Deci oamenii ăia, soldații, militari, de diferite rame care erau acolo, pentru că și în vremea aceea erau rame diferite, dar ei toți, ca unul, credeau în aceea că vor învinge. Deci respectul acesta pe care l-a cultivat un om față de țara sa, față de sine și față de ceea ce tu reprezinți ca om, a stârnit în oameni un curaj deosebit. A stârnit, așa, hai să spunem, o forță adițională care îi ajuta pe moldovenii care erau inferiori numeric, cum am spus, la 40.000, la o armată de 3, de 120.000, deci de 1 la 3, uneori era deci, și 1 la 4, 1 la 5, deci
nu era, practic niciodată nu era favorabil numirii sau în sensul de arme, armatei noastre, armatei țării, armatei lui Ștefan. Și iată că acest, totuși istoria a arătat că oamenii ăștia au învins. Istoria a arătat că era un, o forță deosebită, ceva ce nu puteai să simți, ceva ce nu puteai să observi cu ochiul liber, dar care a ajutat și a făcut ca oamenii să învingă. Și a făcut ca noi acești bravi oșteni să intre în istorie. Și anume acești conducători. Un alt conducător deosebit care s-a marcat în istoria noastră a fost Mihai Viteazul. El astfel și-a fost numit Viteazul. Pentru că în momentul acela, când țara românească, Muntenia, Valahia, Moldova, Transilvania, erau toate despărțite sub diferite suzeranități, sub diferite imperii, sub diferite interese, el s-a ridicat și a făcut practic imposibilul. A unit prima dată toate aceste teritorii. Și s-a ales cu un respect. S-a ales cu un respect deosebit care și până astăzi este și sunt sigur că va fi și peste secole. Respect față de acest om. Față de un om care a procedat altfel decât îi cereau timpurile. Căci ce îi cereau timpurile atunci? Haideți să ne uităm. Îi cereau să se supună. Îi cereau să se supună mari porți, porți otomane. Deci să plătească birul acela care trebuia să fie plătit. Și omul avea să trăiască bine, mersi. Avea să trăiască poate 20-30 de ani la domnie și mai departe avea să trăiască urmași de asemenea la domnie. Doar cu un singur cuvânt. Deci să spună da imperiului care venea să-l cerească. Să nu se revolte, deci să facă totul cum îi cer timpurile, pentru că așa cereau timpurile. Atunci tot, deci era tot un fel de integrare. Integrare în poarta otomană, integrare în Imperiul Otoman, care venea și el cu regulile lui, venea cu anumite, deci, facilități sau alte lucruri. Și nimeni nu spune că aveau să dispară oamenii pe aceste lucruri, dacă avea să procedeze astfel. Nu pot fi alt fel de oameni, dar iată că acești bărbați, bravi ai istoriei noastre, au făcut ca lucrurile să se schimbe. Și acești oameni care s-au dovedit a fi respectați și au trezeau față de ceilalți semeni sentimentul acesta când te uiți la el și vezi respect, deci acești oameni au schimbat istoria. Și de cele mai multe ori, dacă vedem, ei porneau de la, ca și toți ceilalți, deci porneau de jos. Dar având ceva deosebit în sufletul lor, având un grăunte, așa să spun, de altfel, un grăunte care nu îi dădea pacea să accepte și să trăiască așa cu sentimentul că așa sunt timpurile și așa facem și noi, deci să ne adaptăm și să facem lucrurile doar așa cum ne cer. Deci acest grăunte care a încălțit și a dat roade, a luminat în jur și la această lumină au tins oamenii. Chiar și dacă oamenii aveau disperit, sunt sigur că au disperit foarte mult, atât pe timpul Jeanne d'Arc, francezii erau asupriți, erau speriați. Nimeni cred că nu mai spera ca să mai iasă țara din aceeași situație. Atât și la noi. Deci când vezi că în jur apar imperii, apar foarte diferite care atacă și când există un om care spune că nu, noi nu ne vom supune și noi vom face altă și noi vom trezi acest respect față de țara noastră și față de noi înșine, deci iată acești oameni, de cele mai multe ori, nebuni fiind numiți, nebuni de multe alte puteri, sau poate astăzi am numit nebuni pe cum să mergi la moarte, cum să știi precis că devine, mergi împotriva unui dușman de câteva ori mai puternic, de câteva ori mai așa, mai dotat și mai bine plătit decât tine. Cum poți să mergi și să fii sigur că ai să mergi? Și uitați-vă, cu această siguranță, cu acest respect, în primul rând față de sine, ei mergeau înainte și câștigau. Istoria este plină de asemenea exemple. Este doar efortul nostru să căutăm și să revedem aceste exemple și să le putem înțelege. Respectul, nu spun că doar trebuie să-l căutăm în istorie sau să vedem la cineva, uitați-vă, despre care s-au scris romane, despre care s-au scris diferite novele, filme sau turnate. Nu. Respectul apare și față de oamenii care sunt în jurul nostru. Noi trebuie să vedem și trebuie să avem respect față de un om ca să putem asculta. Deci, foarte bine eu știu aceasta oamenii care lucrează în management. Există chiar două tipuri. Este boss și este lider. Deci, este un așa un șef formal pus pe un anumit colectiv și este lider.
Lider este anume nu omul care este pus de anumite organe, de anumite organe de conducere să conducă colectivul, să conducă o întreprindere, dar lider este acel pe care oamenii instinctiv îl recunosc ca un conducător sau cuvântul lui este important pentru ei. Deci ceea ce spune liderul este uneori mai important decât ceea ce spune bossul, cu toate că formal puterea este în mâinile așa numitului șef, sau să nu spun, utilizăm cuvântul în englez, spunem șeful numit. Deci, dar este liderul adevărat al grupului. Și cel mai important ceea ce să înțelegem este că într-o națiune, ca ea să fie sănătoasă, deci trebuie să apară asemenea oameni, asemenea lideri, deci care să trezească acest sentiment de respect, care să trezească acest sentiment de altfel decât ceea ce este în mod obișnuit. Deci anume, în perioadele când era greu și dacă națiunea era sănătoasă, dacă un popor se considera sau era la momentul de acela, era sănătos, apăreau lideri care se făceau altfel. Apăreau lideri care ridicau oameni, ridicau masele și trezeau respect. Respect, în primul rând, din partea semenilor lor, dar și din partea dușmanilor. Credeți-mă, foarte mult au înțeles uneori și dușmanii că această masă de oameni, care nu este doar biomasă, este o masă de oameni, poate să dea naștere unor lideri. Poate să dea naștere unor oameni pe care trebuie să-i respecti și de care trebuie să te temi uneori. Dacă vrei ca să faci ceva, care nu ar trebui să vorbești în cuvântul armelor sau impunerilor, dar ar trebui să vorbești poate altfel sau să te retragi din țara aceea dacă, spre exemplu, a fost ocupată. Deci lucrurile astea care se petrec și în istorie și astăzi avem exemple, deci reprezintă un, așa să spunem, un element de sănătate a populației, un element de sănătate al națiunii, dacă în interiorul națiunii apar și vin oameni care sunt demni de a fi lideri, care înțeleg ce trebuie de făcut și provoacă respectul. Deci, ca să înțelegem bine, nu este respect sau nu este lider oricine care merge împotrivă și strică totul, surpă totul. Lucrurile care trebuie să înțelegi aici sunt că liderul sau cel care are sentimentul de respect, el este, în primul rând, dotat cu rațiune și are o anumită idee pentru ce face acest lucru și cum face. Dacă să ne uităm la timpurile actuale, la ceea ce avem noi astăzi în Republica Moldova și în alte țări, observăm sau vrem să observăm că respectul vine față de anumite persoane, anumite persoane puse sus, care ne conduc și ei cer să fie respectați. Peste tot auzim de așa numită sintagmă respectarea legii, respectarea statului, respectarea organelor de stat și așa mai departe. Dar haideți să vedem ce au făcut acești oameni, ce au făcut aceste legi, ce au făcut aceste organe de stat ca să merite respectul nu doar formal, nu doar eu să mă duc formal și spun că da, respect pe președintele Timof sau respect pe premierul care, nu știu, vor desemna. Deci, trebuie să existe un anumit comportament, trebuie să existe la bază o anumită tendință. De ce ar trebui eu să respect pe cineva sau de ce o masă de oameni ar trebui să respecte pe un lider pus al lor. Și lucrul acesta, îmi pare rău să o spun, dar la noi nu se petrece. În Republica Moldova de astăzi, iată, avem un președinte care care ar trebui să unească poporul, ar trebui să unească națiunea în asemenea momente critice în care ne aflăm. Și ar trebui să găsească anume acele chei și anume acele strune care să le atingă ale omului, ale poporului, care să-i trezească respectul. Dar în ceea ce avem noi astăzi, de cele mai multe ori, respectul îl doresc doar formal, ăștia care ne conduc, care au acum nefericită ocazie să ne conducă. Și dacă ne uităm în istorie, întotdeauna sentimentul acesta de respect care l-au trezit anumiți oameni față de ei a mers îndeaproape cu riscul, a mers îndeaproape cu sângele care l-au vărsat ei și eforturi care l-au depus pentru a căpăta acest respect.
Respectul întotdeauna merge aproape cu jertfa, iată, care este una din secretele. Dar haideți să ne uităm ce jertfă sau ce, așa spunem, efort au depus acești lideri actuali noștri care pretind sau vor să aibă respect. În ce ar consta, deci, jertfa lor de sânge sau, hai să nu spunem de sânge, poate sunt alte vremuri, dar lipsurile care ei le-au suportat. În nimic, practic. Deci dacă ne uităm la averile lor și dacă ne uităm la cum trăiesc ei și cum se comportă ei față de oameni, față de semeni din care tot ei au ieșit, nu observăm deloc acel sentiment care să ne trezească un anumit așa respect, să spun, uitați-vă, este gata să jertească, este gata să doarmă în stradă, este gata să stea cu oamenii până la miezul nopții, dar să le rezolvă problemele. Nu observăm deloc acest lucru. Nu observăm deloc acest lucru, deoarece oamenii care au ajuns astăzi la Tierra la noi, îmi pare rău, dar ei nu se bucură de niciun respect. Ei doar se bucură de o anumită putere formală, care este dată de legi pe care tot ei le-au scris. Și în acest caz mă gândesc, dacă legile care sunt astăzi în țara mea oferă putere anumitor oameni care nu sunt demni de respect, anumitor oameni care duc la degradarea acestei țări, care legi care avantajează doar oamenii oligarhi sau oamenii bogați, anumite interese care sunt total în detrimentul poporului și observăm că oamenii de zi cu zi trăiesc tot mai rău și mai rău. Apare atunci întrebarea, de ce ar trebui să respectăm aceste legi? De ce? Doar pentru ca să nu pățim ceva, doar ca să ne vor impune cu frica ceva, doar pentru aceasta? De ce ar trebui să respectăm acești oameni? Dacă, spre exemplu, un președinte care al de țară, care se pretinde a fi conducător, deci, al acestei țări, adună diplomații, adună reprezentanții ambasadelor și toți deci, cei care consideră el că au putere de decizie în țara asta și ar putea să influențeze asupra ceva și se jăluie. Se jăluie că este presat, că este, nu este lăsat să facă ceea ce ar trebui să facă un președinte, să înainteze un premier sau să... Mă gândesc acum să găsesc un, așa spun, un echivalent în istorie. Oare vreodată Ștefan cel Mare ar fi chemat reprezentanții care erau ai țărilor străine, spre spun că în țara noastră, că erau și atunci misiuni diplomatice, e un alt timp, un alt fel. I-ar fi chemat pe toți să se aranjeze și să jăluie, uitați-vă, divanul țării sau anumiți boieri, cineva, nu presează, nu-i de pace, nu-i spune ce să facă. Eu nu-mi închipui asemenea situație și nu-mi închipui cum este posibil așa ceva. Dar iată că Moldova a arătat că este posibil așa ceva. Și președintele Timofte, care pretinde a fi capul al țării, pretinde a fi garantul Constituției noastre, este acel care face acest lucru. Nu-mi închipui chiar și în zilele actuale că, să spunem, președintele unei țări, hai să spunem, Statele Unite, Barack Obama ar aduna toți ambasadorii și să le spună, faceți ceva, vă rog, în țara mea eu nu pot face regulă. Bine, hai să nu spunem în Statele Unite, că este o țară puternică. Luăm ceva mai mici, mai de aproape. Franța, Germania, bun, Turcia, sau Bulgaria. Iată, țări mai așa, nu chiar super puteri. Nu mi închipui că este posibil așa ceva, ca un om de stat, un om care are cea mai înaltă funcție în stat, să ceară ajutorul ambasadorilor acreditați de peste hotare, care din stat, din misiunea diplomatică, în legile diplomației, nu au dreptul să se implice în politica internă a statului în care au venit. Deci, în primul rând, acest lucru pe care l-a făcut astăzi, adică nu astăzi, l-a făcut câteva zile în urmă, Timofte, zic astăzi, doar că suntem în zi, în perioada aceasta, este un lucru care denotă o lipsă de putere de decizie, în primul rând, și o lipsă de cunoștințe elementare, dacă chemi oamenii străini să-ți facă reguli la tine în casă. Ce fel de respect noi putem să cultivăm aici? Ce fel de respect noi putem să obținem din partea oamenilor, din partea societății pentru un asemenea stat? Pentru un asemenea stat care este reprezentat de oameni
puși, oameni care sunt puși de anumite cercuri de interese ca să ne guverneze. Este foarte interesant întrebarea și ar trebui să-i intereseze pe toți, nu doar pe oamenii care direct îi atinge acest lucru. Haideți așa să spunem și de acei oligari, acei oameni bogați care conduc astăzi în mare parte treburile în Republica Moldova. Domnilor oligari, iată, mă adresez chiar vouă. Nu vă săturați să trăiți într-o țară în care pe toți îi considerați de animale jur. Nu vă săturați să trăiți într-o țară în care voi, cei care luați decizii, îi denigrați pe oamenii din poporul ăsta. Dar din poporul ăsta ați ieșit și voi. Din poporul ăsta ați ieșit fiecare din voi cândva ați trecut prin greutăți și ați văzut cu ce se trăiește viața aici. De ce niciodată nu ați încercat să treziți un respect față de oamenii acestei țări, față de statul acesta pe care voi l-ați acaparat, din păcate? Da, puteți multe ori acum să spuneți că așa este omul și oamenii la noi să bea o masă, nimeni nu face nimic, tot merită, își merită soarta. Dar ce ați făcut voi cu banii voștri, în afară de aceea ca să vă înmulțiți bogățiile și să plătiți pe cei care vă, vă fac interese? De câte ori ați dat în bani, nu spre a așa vă face reclamă în diferite acțiuni caritabile, că iată, dați la copii și dați pe copiii ăia săraci, pe oamenii care au ajuns la satul, de tot voi i-ați adus la acest lucru. Pentru că noi am avut o țară prosperă. Noi am avut o țară în care se putea de trăit și în care fiecare om avea o bucățică. Iar acum nu are. Asta este, păcatul ăsta este pe voi. Și respectul pe care voi pretindeți că vreți să-l faceți și pretindeți că vreți să-l cultivați față de acest stat și poate vă gândiți cineva din oligarhii noștri să gândesc că, uite, oamenii au respect foarte mare față de el sau că a ajuns la țemne cu. Deci nu oameni buni. Respectul se câștigă prin jertfă. Respectul se câștigă prin sânge și respectul se câștigă prin la limit cu pericol. La limit cu pericol de viață. Pentru că cei care vor respect și cei care își capătă respectul, îl capătă anume în asemenea circunstanțe. În circunstanțe când poți să pierzi totul sau să câștigi totul. Poți să pierzi sănătatea, poți să pierzi viața, dar poți să câștigi o țară întreagă, poți să câștigi un respect față de întreg poporul, respectul față de tradițiile și istoria țării. Deci, da, poate multe cuvinte acum nu sunt la momentul potrivit spuse despre voi. Poate sunteți oameni de treabă, cei care conduceți această țară și ați spus marionete precum moșneagul ăsta Timofte, care fai de capul lui, dar el nu știe ce face și a intrat în acest joc. Dar pe de altă parte, dacă chiar și Timofte, de la latitudinea vârstei sale, are totuși o vârstă respectabilă, ar fi gândit măcar o dată cu, uite, oamenii ăștia din țara asta, moldovenii, nu știu, nu mai moldovenii, deci toți care trăim în țara Moldovei, au niște așteptări, au niște sentimente, poate ceva să mă îndrepta. Și merim tu, Tom Timofte, la această funcție. Și dacă dorești ca oamenii să te respecte, trebuia poate altă să spun toți. Trebuia un pic altfel de decizii să iei. Nu doar să repete și să mimeze ceea ce îi se dictează. Iată de aceea am ajuns într-o situație proastă. Dar închid aici parantezele despre președintele Timofte. Este clar că nu are respectul animalului, nu știu, dacă 1-2% s-ar găsi care să-l respecte pentru ceea ce face și pentru să-l laude. Deci nu și-a căpătat respectul nici printre semenii săi, haideți să spun, nici printre cei care reprezintă acest stat. Eu sunt sigur că în interiorul președinției, cei care formează aparatul președinției, au un mai puțin respect pentru un asemenea președinte care nu poate să ia nicio decizie de sine stătător. Un alt sentiment de respect este cel care îl trezește organele de stat, precum poliția, judecătorii, procurorii. Acest respect vine la baza ceea ce noi spunem că să respectăm legea. Un om care respectă, care știe că legea este bună, el respectă toate atributele acestei legi, inclusiv și sistemul judiciar, poliția și așa mai departe.
prin ce ar merita poliția noastră de astăzi respectul? Iată prin ce ar merita ei respectul. Am văzut foarte multe ori, deja în ultima vreme, că poliția participă la aceste jocuri murdare ale polițienilor noștri. Poliția nu doar că participă, dar este un actor principal, deoarece în fruntea poliției au fost puși oameni marionete, oameni care se ascunde. Acești oameni marionete conduc un asemenea organ important al statului, precum este poliția. Conduc de asemenea și la capitolul justiției este la fel, dar haideți acum să ne oprim la poliție, pentru că poliția nici o prime în fiecare zi, fiecare cetățean. Cu justiția mai rar cine are fericită sau nefericită ocazie. Dar să vedem prin ce își capătă ei respectul. Pentru aceea că păzesc aceste organe de stat, pentru aceea că formează cordoane de pază pe lângă Parlament, Guvern, și sunt gata să aplice forța, să aplice bâta, să aplice arma de foc, chiar împotriva oamenilor simple care încearcă să-și ceară drepturile, care încearcă să protesteze și ei stau acolo și se râd în față. Oamenii ăia care vin de la țară, oamenii care vin bai de capul lor cum trăiesc și din ce probleme încearcă să-și facă praia lor, vin aici să protesteze și sunt bruscați, sunt loviți, sunt luați pe sus de către polițiști. Unde este acea, așa spun, doză de jertfă, doză de risc pe care o au acești polițiști? Nicăieri. Deci ei nu riscă cu nimic. Riscă oamenii care vin să-și ceară drepturile, riscă să primească o bâtă în cap, riscă să fie maltratați, luați la poliție, să le fie deschis dosare penale. Acum nu pot să trec pe lângă acest caz special când ministrul nostru de interne, așa numitul ministru Oleg Balan, a premiat o serie de polițiști care și că au prins pe unii oameni, deci spune grupul Petrenco, și i-au arestat. Spunând că acești polițiști au fost bătuți, au fost loviți de steaguri, nu știu ce, și au oprit tentativa de luare a procuraturii. Am văzut și noi acest spectacol de prost gust care l-a organizat clownul Balan și dându-le lor noi stele, noi pahoane, așa spunem. Respect, uite, acest lucru nu a trezit deloc, nici mie, nici altor oameni, credeți-mă. Pentru că văzând că acești buhăieși care stau acolo și gojeu în spital, of, m-a părit, of, nu știu ce, se vedea din start că este un spectacol, un spectacol de prost gust care este comandat și organizat de către șefia Ministerului de Interne. Și acum, văzând că așa, asemenea oameni sunt în organele de poliție, asemenea oameni care sunt gata în orice moment pentru anumit bacșiș să joace teatru și să aresteze oameni doar pentru că aceștia au o altă părere, de unde respect? De unde este riscul lor? Cu ce s-au ales ei, acești polițiști? Unde a fost acea jertfă, acea parte de negativă, să spun, care s-a bătut asupra lor? Ei nu au pățit nimic, practic. Ei doar s-au dat în spectacol, în spital acolo și în fața procuraturii unde au luat oamenii. Și nu doar asta. Deci poliția acum participă la mai multe lucruri care demne de disrespect total. Aruncă arme, este în apartamente și în casele cuiva, spunând că iată Antifa și acei de la, nu știu, de la DNR vin să ne cucerească țara. Aruncă apoi grenade în casa, pun, așa spun, nu aruncă, pun armament din ăsta ieșit din uz, armament care deja nu mai poți face nimic, îl pun în casă lor și apoi arată cum că, uitați-vă, noi lucrăm și noi am deturnat o tentativă de luare a statului. Îmi vine greu să spun acest lucru, dar nu am respect față de acești polițiști. Nu am respect față de ei pentru că nu sunt polițiști, sunt menți. E că ei merită să le semnească menți și întreaga conducere a Ministerului din Interne, Ministerul Menturii, care participă la asemenea spectacole de prost gust, anume în perioada electorală sau în perioada când se așteaptă alegerile, sunt niște lucruri demne de total dispreț.
Și oamenii ăștia care acum vor să construiască statul, nu înțeleg un lucru, un lucru foarte important, că atunci când se trezește nerespectul față de ei, față de organele de stat, se trezește nerespectul față de statul ăsta. Deci eu pentru ce ar mai trebui să respect statul Republica Moldova? Statul ăsta, cine a dat în mine? Ce ar fi plăbile din voi, statul Republica Moldova, în afară de să ne pună tot mai multe taxe, tot mai multe, nu știu, fel de fel de plăți adiționale, să ne pună să plătim drumuri, care nu sunt drumuri pentru șoferi, să ne pună să plătim energie mai scumpă, care nu este dovedită din unde se formează acest preț. Pentru ce ar trebui să respectăm noi acest stat și pentru ce ar trebui să noi să respectăm legile? Eu înțeleg, spre exemplu, de ce ar trebui și erau respectate conducerea Republicii Moldova, nu Republicii, conducerea Moldovei, conducerea țării românești, deci conducerea prin spatele acestea în trecut, în istorie. Când era un anumit pericol, venea un cotropitor, de exemplu, turcii, tatarii, cine mai veneau, și atunci toți oamenii veneau să-și apere pământul. Erau adunați sub respectul unui conducător, unui om de țară, un om de bază, în mare, care le spunea ce să facă, cum să facă și conducea. Iată, atunci era respectul față de stat, față de oameni, față de conducerea țării. Dar astăzi, când conducerea țării, când conducerea acestui stat, nu ne respectă pe nimeni, nu ne respectă nici cât negru să bunge și își face doar interesele proprii, din ce cauză, din care motiv ar trebui noi să respectăm această conducere? Din ce considerație noi, cei care trăim astăzi în Republica aceasta, ar trebui să respectăm legile lor? Ar trebui să respectăm legea pederastiei? Legile care impun creșterea taxelor, creșterea impozitelor, legile care impun zombarea copiilor la școală și educarea lor în spiritul homosexualității? De ce ar trebui să respectăm noi aceasta? Să devenim și noi mai departe doar cobai? Să devenim biomasă? Nu. Păi uitați-vă, dacă vreți să avem un stat normal, dacă vreți să avem un popor normal, ar trebui să existe oameni care să iasă din mulțime. Ar trebui să existe oameni care jertfa lor cu respectul față de țară și față de istorie, cu pericol pentru sănătate și pentru viața lor, să se ridice și să spună nu. Să spună nu acestor timpuri, să spună nu acestor tendințe care sunt astăzi dezvoltate, care ne sunt impuse, ne sunt impuse cu o formulare că numai așa și doar așa putem face. Deci noi, ca oameni, noi ca cei care trăim în acest stat, în această țară, avem fericita sau nefericita ocazie să trăim într-un stat falit, cum este Republica Moldova. Dacă vreți ca mai departe să putem trăi, să putem să respectăm cât de puțin acest stat și aceste legi, deci ar trebui să ne comportăm altfel și, în primul rând, altfel ar trebui să comporte conducerea noastră. Altfel ar trebui să comporte, mă adresez acum nu la conducere, nu la cele marionete, nu la cei Timofti, Canz, Lupu și care mai sunt astăzi interpuși. Mă adresez la conducerea adevărată a Moldovei, acei oligarhi, acei oameni care stau și mișcă marionetele acestea care le-am menționat. Deci voi, dacă vreți să aveți un popor sănătos, ca nu peste câțiva ani, peste 10 ani, să vă arăt copiii voștri cu degetul că ați ieșit dintr-un popor de nimic, un popor care a dispărut și a ajuns doar mălegari și ghiogari, și a ajuns doar să speri fundul în Italia ale bătrânilor și la nu știu cui. Deci voi, dacă vreți ca să aveți un popor care este demn și merită respectul și a generațiilor următoare și a generațiilor care au fost, voi trebuie să faceți ceva acum. Nu este cazul acum să împărțiți conducere și doar să împărțiți ceea ce este. Nu o să mai aveți ce împărți. Dacă vreți să aveți respectul unei generații, respectul unei națiuni, voi, cei care aveți acum puterea, ați putea să faceți altfel. Ați putea să nu ne supuneți acestor reguli actuale existente, să nu ne supuneți altor porți, altor imperii actuale care vin peste noi și să ne spun că doar un singur vector, doar o singură direcție este posibilă. Noi avem calea noastră. Și anume popoarele care au arătat că au calea lor. Nu sunt popoarele mici sau mari, nu putem spune că cineva este. Dar anume cei care au avut curajul să spună la un moment dat nu, au avut curajul să spună la un moment dat că noi suntem altfel și noi nu le vom spune, anume aceștia au supraviețuit. Și vedem exemple numeroase în istorie când popoarele au apărut și când popoarele au dispărut.
Și dacă noi nu vom avea oameni și timpuri care să trezească oamenii aceștia la servicii respectul în populație, servicii oameni care să dea acest sentiment de respect și anume în conducerea țării a trebuit să fie asemenea oameni, noi vom dispărea. Pentru că națiunea, poporul, nu este veșnic. Precum nu este veșnic nici omul. Se perpetuează doar valorile. Iar dacă valorile dispar și valorile nu sunt respectate, valorile nu sunt primite de un om, cel puțin de câțiva oameni, care apoi se le arătă și celorlalți oameni care ar trebui să fie valorile adevărate, atunci vom dispărea cu toții. Și până la urmă, de unde vine acest respect? Din care este sursa de respect? Care este izvorul respectului până la urmă? Este greu de spus, dar sunt anumite elemente care formează acest respect. În primul rând, comportamentul personal. Decizia pe care o ia omul în anumite situații. În anumite situații extreme, situații de limită. Oarecum credeți, în timpurile când s-au ridicat acești oameni care i-am menționat, oamenii care sunt demni de respect atunci și toate timpurile când, oare nu erau alte posibilități? Nu erau posibilități să devină altcineva, așa, Ștefan cel Mare, să devină un foarte bun aliat al turcilor și să aibă din această bani, să aibă foarte mare respect, nu știu, armată, ajutor, bănesc, diferit, dar să facă din Moldova un pașal turcesc. Oare nu putea Jeana d'Arc atunci să se înțeleagă cu englezii la un moment dat și să spună, uitați-vă, noi capitulăm, mie îmi dați un castel, nu știu ce, și trăiesc foarte bine. Așa poate să trăiască foarte bine, așa să trăiască cu copiii și cu una alta, fiecare din ăștia aveau să aibă, deci, dacă aveau să aleagă așa. Oare n-aveau să fie altfel soarta lui Constantin Brâncoveanu, care a ales totuși să respecte credința, să respecte acest popor, decât să respecte cei ce îi se impune, cei ce i-a spus să facă Imperiul Otoman? Și pentru aceasta ce a fost? A fost executat, el și copiii săi. Dar prin jertfa aceasta adusă, jertfa supremă adusă, el s-a sfințit, el a devenit un om respectat, a devenit erou al poporului, a devenit un domnitor care a intrat în istoria noastră ca unul dintre marii domnitori. Deci, ce am putea să spunem noi, de unde vine acest respect și ce înseamnă acest respect? Respectul înseamnă, în primul rând, respectarea unor tradiții, unor norme existente în poporul tău. Dacă tu le respecti pe astea, dacă tu respecti ceea ce este poporul tău, ceea ce este națiunea, ceea ce este acea comunitate din care ieși, cu interesele ei, mai sus decât interesele tale, mai sus să respecti decât interesele personale, interesele poporului, mai sus decât orice să respecti credința, credința acestui popor din care ieși, atunci și respectul vine. Vine ca un element adițional pe care poți să nu-l simți. Dar nu vine niciodată respectul la cei care își fac doar interesul lor. Nu vine niciodată la cei care sunt un fel de bișnițari, copii prădari, din ăștia care sunt foarte mulți și răspândiți astăzi. Ei sunt doar niște bișnițari care așa, domnule, hop, hop, copii prădari și să amăjească cineva. Deci niciodată ei nu vor avea acel. De aceea, oameni buni, haideți să revenim totuși la ceea ce sunt sentimentele adevărate, ceea ce sunt anumite elemente de bază care duc la existența și la perpetuarea neamului. Deci dacă vom pierde asemenea elemente precum respectul, precum patriotismul, credința, precum istoria, tradițiile noastre, vom renunța la toate acestea de dragul unui vector, fie el european sau cum era mai înainte, vectorul porții turcești, osman sau tătăresc, multe au fost în istoria noastră. Dacă noi vom renunța la aceasta și noi ne vom lăsa topiți într-un asemenea, știți cum se spune, deci când sunt mai multe metale puse la un loc, sunt topite într-un aliaj, dacă nu vom lăsa topiți în acest aliaj, noi vom dispărea pur și simplu ca popor și mai ales faptul ar trebui să ne indigneze și ar trebui să ne pun poate un pic să ne gândim că popoarele din acest mare conglomerat, ele practic dispar. Dispărem cu toții și vom dispărea dacă, pe bună dreptate. Dacă nu ne vom înțelege și nu vom respecta interesele noastre ca popor. Atât este cam ce am vrut să vă spun. Voi mai scrie ceva și îți vedea în articol, poate vor fi mai bine explicate noțiunile care le-am trecut și poate nu le-am dat, nu le-am explicat foarte bine. Dar eu sper ca această primă tentativă
de explicare a unei noțiuni foarte importante pentru existența omului și pentru relația sa cu alți oameni și relația între popoare, căci respectul este un element care ține și de relația nu doar între oameni, dar și între popoare. Sper că aceasta a avut un oarecare efect și ați înțeles că oamenii cei care sunt respectați, care și-au câștigat respectul, sunt un pic altfel. Și ei trebuie să fie altfel. Și respectul vine la limită cu jertfă și cu jertfa supremă și cu pierdere. Pierdere care poți să le ai, poți să le suferi, dar poți și să câștigi. Și de multe ori, oamenii, cei care fac altfel decât îi se cere timpurile, altfel decât, decât cei ce vrea de la tine sistemul, aceia câștigă. Dar sigur că trebuie să fie gândit și trebuie să fie să reiasă din ceea ce este poporul tău și din valorile pe care le respectă acesta, din valorile supreme ale neamului tău.